Conduc războinicii cu 5 la 4 în jocul pentru Vila. Avem cursa băieților. La start îi vedem pentru a doua oară pe traseu pe Ion Surdu și Cristi Dumitrache. Succes! 3, 2, 1... Mai rapid, ca viteză de reacție Ion, dar întoarce, cred că, un pic mai repede Cristi. Egalitate în acest moment. Prinde primul frânghia Ion. O prinde și Cristi, care a rămas desculț. Are un pantof de alergare care plutește în bazin. Dar să ne întoarcem la cursă, una extrem de importantă. Atât Cristi cât și Ion au pierdut în prima rundă. Ion în fața lui Gabriel, Cristi în fața lui Costin. Ultima scândură pentru Ion, ultima scândură și pentru Cristi Dumitrache. Începe să ruleze motorul. Ion termină de rulat și Cristi într-un singur pantof de alergare. Începe Ion să arunce, dublă ratare pentru Ion, ajunge și Cristi, ratează și Cristi, dau foarte tare, punctează odată Cristi, să vedem, a doua oară punctează Cristi și mai are un disc Cristi să fie discul câștigător, nu, se duce după ele, reintră în poziție Ion Surdu, aruncă Ion. Îi scapă discul, se mută în partea cealaltă și este pum adus de Cristian Dumitrache. Scorul devine 6 la 4. Ion aruncă în continuare să înțeleagă acest final care nu i-a ieșit. 2 puncte avans pentru războinici în jocul pentru Vila. Am avut toate 6-4 la Nămol, da? Da. Da. Ne-am trezit atunci. Hai să ne trezim și acum. Hai să ne ajungă acolo. Hai ne trezim. Hai că ne trezim. Hai că presiune erai, băi, n-au ajuns niciodată la Vila. Haide să facem. Haide! Da. 3, 2, 1 și... Hai! 2, 3 și războinicii! Intri în bazinele din mâini. Nu ca la valurile alea, da? Hai! 6 la 4 conduc războinicii în al 11-lea joc ce are ca miză Vila. Pentru a doua oară pe traseu se află sus, în vârful topoganului, Costin Gheorghe Șortroșu, Alex Stoica Short Albastru. Succes, băieți! 3, 2, 1... Doi băieți educați care vorbesc foarte frumos unul despre celălalt, deși sunt adversari. Iese primul, Costin Gheorghe, ajunge la frânghie, ajunge și Alex, trage bine Alex. A fost o eroare, a coborât prea jos Costin și a trebuit să se întoarcă, n-a pierdut mult acolo. Spuneam, în prima rundă, atât Costin cât și Alex au reușit să aducă puncte pentru echipele lor. Iarăși e multă tensiune, e multă presiune. Războinicii sunt într-o perioadă bună, reușind în ultima vreme să adune 4 victorii din 5. Greșeală pentru Costin acolo. Mai are o scândură Costin, o scândură Alex. Ies în același timp. O greșeală pentru Costin. Vă spuneam, războinicii traversează o perioadă bună. Faimoșii au petrecut din nou noapte la baracă pentru că au pierdut hotelul. Și să vedem, extraordinar duel între cei doi. Iese totuși
primul Costin în ciuda erorii și va arunca. Punctează Costin din prima, creează presiune, începe și Alex. Să vedem, ratează Alex, ratează Costin. Dă Alex, ratează Costin în continuare. Dă în buză, cât noroc! Din buza coșului din mijloc a sărit discul în coșul din dreapta. Face parte din joc, ratează Costin. Continuă Alex, nu cedează niciunul dintre băieți. E un final lung și este punct adus de Costin Gheorghe, care reușește a doua victorie consecutivă astăzi. Reduce diferența la un punct, 6-5 în favoarea războinicilor. Ai fost bine că s-a și încurcat să trece, că n-a pus-o. Bă, da, ba, eu și intră. Hai, fata mea, hai că avem treabă! Hai că avem treabă! 6-5, da? Da, da. Lăsă-ți dau cu apă pe el. Cum ai încercat să dai? Cum am zis eu? Da. Trebuia, cred că, să mă las mai jos puțin. Poate puțin, bine, acum nu. Trebuie să-ți adaptezi. Dar oricum, ai dat bine. Ai dat bine. Conduce. El cât a dat? Una. A, ți-a o iure ăștia? Da, ți-a o iure. Deci cât îi trăiești la Exatlon, pe oamenii ăștia în albastru nu se mai bagă în seamă niciodată. Orice glumă faci, orice zici, orice chestie, o înfloresc bine. Au 19, 18 ani. Hai, Mirela. E competiție, e rivalitate, da. Haide, bă! Hai, le vedem la start pentru a doua oară. Mirela Spridon în roșu. Iulia Radi în albastru. Atenție! 3, 2, 1. Bine, mă, hai! Bravo, fetiță! Ambele fete fără victorie. Din nou se dă în șezut Iulia Radi. Înnoată foarte bine. Iulia înnoată bine și Mirela. Totuși, prima care iese este Iulia, ajunge la frânghie, ajunge și Mirela. Să vedem inelul așezat de Iulia, așezat de Mirela. Tensiunea crește pe măsură ce ne apropiem de finalul celui de-al 11-lea joc, ce are ca miză Vila. E un punct extrem de important acesta. Poate fi egalitate înaintea rundei a treia sau războinicii se pot duce la două puncte. Scândurile, acolo unde se mai modifică ierarhiile. Are avans de o scândură, dacă putem spune așa. O ia din nou, o mică eroare pentru Mirela acolo. Să vedem, e deja sus pe podeț Iulia. Mirela, ultima scândură. A rămas și ea fără pantoful de alergare. E într-un ciorăpel negru și pantoful de alergare. Să vedem, urcă în plasa suspendată deja Iulia, rulează Mirela și vom avea un număr de câteva aruncări în plus pentru războinică. Începe Iulia, ratează, vedem a doua aruncare,
punctează Iulia, ajunge și Mirela. Dă două, Iulia. Să vedem, începe și Mirela. Continuă Iulia. Mirela sau Iulia? Punctează Mirela. Aruncă, ratează Mirela, ratează și Iulia. Să vedem cine va avea mai multă răbdare și mai multă îndemânare. Este punct semnat de Mirela Spridon și scorul este din nou egal, prieteni. Este 6-6. Incredibil meci, incredibil final. Ce v-am zis, mă? 6-4, 6-6. Haideți, stres-trece un pic. Ați văzut cine mai intră, fetele? Ați văzut cum s-a aruncă, da? Ați văzut, Mirela? Te apreci frumos pe aia și o condiști. Nu știu Cătălina n-a mai jucat de multe zile și nici n-a încercat finalul ăsta. Lasă-o seara de pe Kiki. Păi bine, ia-o pe Kiki, bine. Te duci, o iei și tu o iei pe Kiki. După aia o să te mai duci. Bun, ce e asta? Teresa, pe cine lăsăm? Teresa, pe cine lăsăm pe ăla? Să vedem cum alegi. Cine dă bine de la noi și slab de la noi. Gabi dă bine, nu-i pe Ioan. Da, pe Ioan nu. Aș putea să le iau pe Costin. Mai vorbim puțin, presiunea e la ei. Da. Și dacă pierdem, ascultați la mine, am stat 2 luni jumate acolo. Ne mergem 5 zile acolo, nu-i problemă. Nu pierdem noi. Dar ca gândire, nu avem presiune noi, ei. Dacă avem opțiunea, să dăm mereu fi la fiecare. Bun, fiți mai. Scăpat de ele, deci te-am văzut după marge. Ce știm cu Fedele? Runda a treia începe de la zero practic. Este 6-6. Este egalitate. La start se află pentru a treia oară astăzi Ion Surduc și Gabriel Nedelcut. Succes! 3, 2, 1... Pleacă în același timp Gabriel Nedelcu și Ion Surdu. Nu putem vorbi de o viteză de reacție mai bună pentru vreunul dintre cei doi atleti. Iese primul, Ion iese imediat și Gabriel Nedelcu. Zi bună pentru Gabriel Nedelcu, pentru Ion Surdu. Două frângeri astăzi. E una dintre cele mai slabe zile ale sale aici la Hexatlon România, dar se întâmplă, există și situații de acest gen. Cu toții au trecut prin asta aici la Hexatlon România. Să vedem penultima scândură pentru Ion, ultima și pentru Gabriel. Vă spuneam, emoțiile sunt maxime. 6-6, suntem în runda a treia. Jocul pentru vila, al 11-lea prieteni. Să vedem cine va arunca primul și, evident, cine va înscrie primul. Termină Ion Surdu, iese și Gabriel Nedelcu. Începe Ion prea sus, începe Gabriel, puntează odată Gabriel. Dă bine Gabriel, 2 din 2, incredibil, ratează Gabriel. Continuă Ion, să vedem al cui este punctul, al lui Gabriel sau al lui Ion. Este punct adus de Ion Surdu, exact când echipa avea nevoie de el. 7-6 în favoarea faimoșilor. Hai,
stai. La ei e presiune, acum văd, Cipri, la ei e presiune mare! Ai de ce? Nu a luat niciun punct! Dacă pierde, Gabi. Băi, nu ne-am înțeles. Ai luat cu... Dai de ce bani proba de microfon. Ți-am zis, dacă pierde Gabi un punct și Mihai două, am câștigat azi. Are două pierdute, îmi pierde și patru. Bă, eu când ajung acasă mă operez la gât. Cine vorbea de comportament ieri la ceremonie? Un șorp îl trimite acasă dacă mai faci operația. Da. Te trimitem la școala de corecție. Cel mai prost om pe care l-am văzut ăsta. Dacă mai faci o abatere, îl trimite la școala de corecție. Uite acolo cu liniuța peste mânuță. Ăsta mai e de școala de corecție? Păi la are multe de recuperat. La tot. Trebuie să o luăm, să o luăm de la zero de acolo, de la școala de corecție. La tot timp direct. Șapte la șase, conduc faimoșii. La start se află băieții. Pentru a treia oară pe traseu îi vom vedea astăzi pe Ciprian Mariș la faimoș și pe Mihai Berar la războinici. Succes! 3, 2, 1... Intră foarte bine Mariș, dar alunecă extraordinar. Mihai a schimbat tactica. N-a ieșit practic decât atunci când a văzut plasa. Fantastică alunecarea lui Mihai, dacă ne raportăm la ceea ce am văzut în acest sezon la cursele care au topogan. Scândurile. Astăzi Ciprian Mariș are o victorie și o înfrângere. Mihai Berar, două înfrângeri, una chiar în fața lui Ciprian Mariș. Merge mai bine la scânduri până în acest moment Ciprian Mariș. Mai are o scândură și Mihai Berar. Iese Mariș, iese și Berar. Moment în care rulează și Mihai, rulează și Ciprian. Ies în același timp. Aproape să vedem finalul între Ciprian Mariș și Mihai Berar. Foarte bine de Ciprian. Continuă Mihai, să vedem, mai punctează încă o dată Ciprian și este punct adus de Ciprian Mariș și duce scorul la 8 la 6 în favoarea faimoșilor. Da. Asta e, deși pe mine m-a costat acolo, cam am alunecat pe topoganul ăla. M-a costat o secundă, două și i-a intrat lui. Și după aia, imediat, o secundă, mi-a intrat și mie. Continuă jocul pentru Vila, conduc faimoșii cu 8 la 6. Din nou meci spectacol astăzi la Exatlon în România. Fetele la start, pentru prima oară o vedem pe Cristina Constantinescu astăzi. Pentru a treia oară
pe Nicoleta Luncă. Succes! 3, 2, 1... În același timp pleacă cele două fete. Înluată ceva mai bine pe această a doua porțiune după impactul cu apa, Cristina Constantinescu ajunge la frânghie. Iese și Nicoleta. Deja este în acest element pe două niveluri. Chichi urcă, încearcă să recupereze Nicoleta acolo. Este un punct extrem de important. Dacă îl ia Nicoleta, se reface diferența de un punct. Dacă nu, maimoșii se duc la 3 puncte, 9 la 6 și pun o presiune uriașă pe războinici. Este al 11-lea joc pentru Vila. Avans în continuare pentru Cristina Constantinescu. Nicoleta construiește și acum egală. Scapă o scândură Nico. Iese Cristina. Ultima scândură pentru Nicoleta. Ajunge la Mosor Cristina. Urcă și Nicoleta. Un pic obosită, mi se pare, Nicoleta. E a treia oară pe traseu. Avans destul de mare pentru Cristina Constantinescu, ceea ce îi oferă o liniște în final. Ajunge Kiki și va începe să arunce, moment în care intră în tunel Nicoleta. Kiki dă prea tare, rămâne pe masă, punctează o dată Kiki, a doua aruncare este în lateral. Ajunge și Nicoleta. Începe Nicoleta, dă prea tare Nicoleta, continuă Cristina, aruncă destul de ciudat și Nicoleta, ceva se întâmplă, să schimbe direcția Nicoleta. E clar că ceva nu e în regulă la Nicoleta, pleacă prea tare discul, dar iată, intră un disc până la urmă, avem un disc roșu și un disc albastru, continuă foarte calmă Nicoleta, este incredibil cât calm are, să vedem, Cristina mai introduce un disc, presiune mare pe Nicoleta, nu a crezut că e punct, dar nu e, n-a intrat discul, incredibil, să vedem, din nou prea sus de Cristina, continuă Cristina, continuă și Nicoleta. Îi scapă discul Cristinei, se concentrează, Cristina ratează, punctează între timp Nicoleta, să vedem, ratează Nicoleta, la un singur disc a ajuns Kiki și Nicoleta, aruncă Kiki și este punct pentru Faimoș, care duc scorul la 9 la 6 în al 11-lea joc și are camiză Vila. Facem, luptăm până la capăt. Da? Aia e, stai liniște. Nu e nicio problemă. Absolut nicio problemă. Exact. Suntem bine. Și a dat-o și a păcat-o. Dar știi cum am uitat pe ea? Da, bravo. Știi cum am uitat pe ea? A făcut privirea de nebun. Aia. Dar de ce te uiți la Giubi? Hai că la ei e presiunea, băi! Ce mai dat de valori? Vezi să nu faci roșu un pic. Lasă-mă, lasă așa. Ce să las, bă, așa, maxim câteva zile mai durează. În competiția asta nimeni nu este slab. Așa e, așa mulțumesc, e. Vezi de echipa ta. Hai de acolo, la cotet. Haide! Nu este slab nimeni în această competiție. Cu sudoare ajunge aici. Ai înțeles? Cu sudoare. Okay. Nico, haide! Haide, bă! Serios, adică din punctul meu de vedere... Da, mi-a spus ce. Hai, Costine! Cine e jignea? Ieri zicea Cătălina, jigneați cu cântecelele voastre și...
nu se uit un pic la ei? Băi, n-ai, mă, n-ai, oameni slabi. Ei cred că ne fac până psihic, dar pur și simplu, astăzi n-a fost să fie. Asta e, cum am avut 3 victorii la rând, cum am avut și am mai avut victorii la rând, au avut și mamă, astăzi n-a fost să fie. Excursia, îi trimitem pe toți acasă unul câte unul. Îi trimitem pe unul câte unul, noi ne-am făcut treaba, o să vină rând și lor, o să vedem de și lor rândul să ajungă acolo, stați liniștit, că nu-i problemă. N-am zis nicio prostie, n-am zis treaba nimic. Haide! Ce ai, eu ce am zis? Azi eu am fost cel mai slab al nostru. Conduc faimoșii în jocul pentru Vila. La start îi vedem din nou pentru a treia oară pe Costin Gheorghe și pe Alex Stoica. Succes! 3, 2, 1. Două victorii din două are astăzi Costin Gheorghe. O victorie și o înfrângere. Alex Stoica, Costin, o victorie chiar împotriva lui Alex. Ajunge primul la inel, la frânghie, Costin, trage foarte bine și Alex. Să vedem, avans pentru Costin. O, alunecă puțin Costin. Mihai Berar lângă Alex, alunecă și Alex puțin, dar se redresează. Alex forțat să câștige ca să-și țină echipa în luptă. Un meci care a mers cap la cap până la scorul de 6-6. Au venit apoi 3 victorii consecutive pentru faimoși, o eroare la scândură pentru Costin, dar reușește să corecteze rapid. Mai exact Alex, la această porțire a traseului, reușind să recupereze. Rulează rapid Costin, ajunge și Alex. Momentul plasei, se aruncă tare de tot Costin, se aruncă și Alex. Să vedem dacă va reuși Alex să păstreze speranțele echipei albastre. Aruncă foarte bine cei doi băieți. Tensiunea este maximă și se termină, prieteni. Victorie pentru Costin Gheorghe. 10-6 pentru faimoși, care uluitor rămân în Vila, acolo unde războinicii n-au ajuns niciodată. Acasă. Noi am vorbit acasă. Noi. Haide, ei nu știu nimic, mă. Noi am vorbit acasă, mă. Noi am vorbit acasă. Confortul îl avem și acasă în România. Confortul care este la Vila îl avem și în România. Haide, mă! Bravo! Bravo! Nu dormi, mă! Baraca! De la 6-4. Da. Când am condus, am vorbit acasă. V-am zis. Da. Vă rog,
Bravo, vorbiți în continuare. Da. Hai să ne concentrăm. Da, avem dreptate. Să ne întoarcem. Iar ne lăsa sergiu. Așa este. Iar cum ne-am forțat noi 86 direct? Da, mă, gata. Trebuie să fim uniți, că nu avem ce să facem, mergem iar acolo. Mai stăm. N-a fost să fie, uite, și mie, eu am pierdut un punct la, wow, am greșit-o. A devenit din nou acel colectiv frumos, acum. Da, nu mai da, sunt, da, da, nu da, mai da, sunt dabre, unul în dreapta, unul în stânga. Deci au devenit toți uniți, cei mai fericiți oameni, cei mai buni prieteni. Mamă, frate și soră, uitați-vă la ei. Mâine mergem în excursie, stați să ne știți. Știți cum, doamne, mă atinge așa pe inimioară. Da. Sunt atât de uniți și așa frumoși când câștigă vila aceea. Mergem acasă, în patul nostru, da, baia tot. Da, acasă. La Miră condusă. La noapte tot, de bună dimineață. Vrem de aici, de aici, de aici, așa. Da, 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 că tot am. 3, 2, 1 și... Of, păi să le mai dăm, băi, că mi s-a umplut sufletul când îi văd așa. S-a văzut de la eliminare cu Mario ce echipă. Da, da. O să vadă și Mario ce echipă a fost lângă. Eu am văzut. Sigur a văzut. Da, și eu a fost cum am vorbit noi. Că dar o să se vadă acest lucru, stai să vă spun, o să se vadă acest lucru în continuare, pentru că ei sunt individuali și o să fac aceleași, când o să fie vorba de eliminare, o să dea, știi, o să-și întoarcă spatele unui altuia, unuia altuia. Exact. Cum au făcut și cu Mario. Așa o să fac în continuare. Cum sunt, eu mă pun lângă Mihai, mă dau bine pe lângă Mihai, mă dau bine pe lângă Gabi, ca să nu mă bage la duel, să o bage pe Iuliana, să o trimit acasă. Haide să facem o baie. Bine! Hai, băi! Hai la băiță! Noi ne bucurăm doar noi, da? Pentru noi, hai! Bravo, băi, bravo, băi! Asta este chestia, aici nu este vorba că, bă, ăla e mai bun. Ăla e, de exemplu, Mario, cât a muncit-o ăla, cât a ajuns. De ce nu i-a dat încă o șansă să fie egal? 3, 2, 1 și... Noi ne concentrăm pe hoteluri, pe premii și pe eliminări. Trebuie să ne concentrăm. Măcar eliminările să le trimitem acasă și... Era bine dacă îi trimiteam la baracă pentru că îi mai destabilizam puțin, dar... N-a fost să fie. Că n-a fost, n-a fost. Bun găsit! S-a încheiat al 11-lea joc ce a avut ca miză Vila. Un joc desfășurat sub semnul echilibrului până la scorul de 6-6. Apoi a urmat 4 puncte consecutive care au dus la victoria a 11-a consecutivă a Faimoșilor. Felicitări, felicitări ambelor echipe. Nicoleta foarte supărată, foarte necăjită, foarte nervoasă. De ce? Nu sunt nervoasă. Îmi pare rău că nu am ajuns să văd acea vilă. Doar de curiozitate, pentru că cred că acel confort îl găsim și acasă. Adică nu cred că este ceva wow. Dar să luăm partea bună. Baraca ne-a întărit ca oameni. Ne-a făcut oamenii care suntem astăzi. Suntem o echipă frumoasă. Muncim din greu pentru a ajunge aici. Cum spunea Andrei din echipa Faimoșilor, când a plecat Alex la start, hai măi că concurez cu cel mai slab om din echipă. Cred că cine ajunge aici, ajunge cu sudoare și muncește foarte mult pentru a ajunge aici. Alex este un om care a muncit foarte mult, care a arătat oamenilor, da, a demonstrat că se poate și mai bine. Nu știu, a fost o jignire spusă la adresa noastră. Alex a demonstrat foarte multe în această competiție. A demonstrat că este un om foarte puternic. Și cred că acele injurii aduse la adresa lui nu și aveau rostul. Andrei, am văzut că ai ridicat mâna și mă gândesc că vrei să-i răspunzi, Nicolez. Sigur, Alex a fost de două ori la duel și a fost desemnat de două ori cel mai slab jucător. Nu știu dacă a fost de două ori sau o dată. Afirmația pe care am făcut-o, am făcut-o efectiv între cei 4 jucători băieți de la ei și n-am greșit cu nimic să spun că este cel mai slab. Nu i-am adus niciun injur, nu l-am făcut prost, nu l-am jignit în niciun fel. Am spus doar că este cel mai slab jucător al lor. Nu cred că am greșit cu nimic aici.
Ok, Alex, vrei să răspunzi ceva? Nicoleta are oarecum dreptate, să spun așa, probabil după modalitatea în care s-a exprimat. Dar să spun că și Nicoleta are dreptate și Andrei, pentru că da, conform statisticilor eu am cele mai slabe procentaje, să spun. Dar probabil a deranjat-o pe Nicoleta, eu nu am băgat de seamă pentru că nu bag de seamă sau dacă bag, le iau constructiv și încerc să demonstrez că nu sunt cum se spune, să-mi demonstrez mie. Dar aia e, mergem mai departe, nu trebuie să plecăm capul niciunei injurii, chiar dacă nu a fost chiar o injurie, a fost realitatea, mergem mai departe. Pot să mai spun două cuvinte? Mulțumesc și eu și felicitări pentru că în ultimele două meciuri pe care le-am avut cu Alex, el m-a bătut. Felicitări, chiar a fost mai bun. Frumos. Mihai, ce e de spus după o asemenea zi, una slabă pentru tine, că tot veni vorba de jucători slabi sau jucători valoroși? Da, așa este, Cosmin, nu am avut o zi deloc bună. Vreau să-mi cer iertare echipei pentru că astăzi n-am reușit să aduc niciun punct. Finalul nu l-am prins. Ăsta consider că a fost motivul. Am încercat tot felul de aruncări, nu mi-au intrat. Mergem mai departe. Urmează o nouă zi. Noi, indiferent de unde ieșim, putem ieși și din peșteră. Noi vom continua să luptăm. Ne-am adaptat condițiilor care ne-au fost date. Ne putem adapta oricăror condiții. Și am demonstrat încă o dată că suntem o echipă unită, nu ne vom certa, nu vor exista discuții, doar constructive. Mulțumesc, Mihai! Cristian, nici tu n-ai văzut Vila până acum, cum niciunul dintre voi n-a văzut-o. Un meci care vine după o perioadă, să zicem, compactă și constantă a voastră. Să fie problemele doar evoluția lui Mihai și a Iuliei de astăzi? Așa este, Cosmin, n-am văzut Vila. Încă sperăm, avem speranță că o să urmeze. Nu se știe când, dar cu siguranță va urma și la noi, sunt sigur de asta. Astăzi am avut o zi puțin mai slabă. Mihai n-a prins acest final, Iulian a adus punct. Suntem într-o formație mai restrânsă, fiecare punct pe care îl pierdem contează. Se și vede acest lucru. Eu am adus un singur punct. Se putea și mai bine, am avut anumite greșeli pe traseu. O să mergem la baracă, mai discutăm, ținem fruntea sus. Nu condamn pe nimeni pentru meciul de astăzi. Nu suntem roboți să aducem în fiecare zi câte 3 puncte. Vom câștiga specialul sau cel mai important jocul de eliminare. Important pentru mine este să rămânem în această formulă, chiar dacă nu câștigăm Vila, dar să rămânem așa cât mai mult timp. Mulțumesc, Cristi! Iulia, ce ai tu de zis după ziua asta? Da, legat de punctele mele, un punct a fost pierdut la o secundă, Andreea a introdus pucul respectiv mai repede decât mine, iar al doilea punct, la fel, la un punct, puc respectiv a fost diferența. Când nu este să fie punctul tău, chiar nu este, poți să stai și în cap, poți să stai și în mâini. Pare rău că nu s-a putut astăzi, îmi pare rău că, cu siguranță, aceste două puncte făceau diferența la scor. Vom merge înapoi la barac, voi privi și partea bună. Consider foarte mult că baraca aceasta ne-a format ca și oameni, ne-a format ca și echipă. Am avut foarte multe lucruri de învățat din această experiență. Noi vom lupta în continuare și sperăm să ajungem și la acea vilă. Mulțumesc mult! Au fost interviurile cu războinicii. Ne mutăm în partea cealaltă. Mirela Spridon. Mirela, ai tras mult de tine astăzi și ți-a și ieșit la unul dintre puncte. Și vă întoarceți după noapte la baracă, la vilă. Ești fericită? Da, am tras mult de mine astăzi, mai ales pentru al doilea punct, care mi-a și ieșit. Mă bucur foarte mult că mergem înapoi la vilă. Eu, din nou, nu am dormit deloc bine la baracă, mi-a fost foarte frig. Și se știe că acest traseu nu este preferatul meu, chiar mi-e frică de topogan și mă bucur foarte mult că am reușit să aduc punct și dar că mergem la vilă. Dar la ce te gândești când te duci sus acolo? Eu am frică de înălțime și frică să intru în apă. Și ce-ți spui? Hai, sări! Astăzi m-am gândit că vreau foarte mult să ajung în patul meu, să dorm bine, să mă odihnesc. La pat? Da, la pat. Mă duc direct pe pat aterizez, nu? Da. Direct la pat. Ciprian, ți s-a mai dus din vopsea. Da, se pare că dar nu azi... din dorința de a lupta.
Da, da. Se pare că azi lucrul de Floki, pentru că așa mi-au zis colegii că seamănă cu Floki din Vikings. Mi-a ținut noroc. Dar oricât de greu a fost această confruntare, că oricum a fost grea, până la 6-6 a mers din punct în punct. Dar care crezi că a fost momentul sau ce a contat de la 6-6 de ați făcut 10-6? Eu zic că punctul lui Ion a dat startul și de acolo am prins mult mai mare încredere noi și curaj ca să mergem să câștigăm această vilă, pentru că ne-o dorim foarte mult, ne-a învățat acolo, nu ne place deloc la baracă și nu vrem să ajungem acolo. Și de aceea cred că ne-am făcut sa foarte tare. Cum ai zis că te-au poreclit, că eu știi, Floki. Că... Floki da, din ce știu, ăsta era un caracter mai... un pic mai... Azi cu becul, era cu toporul, ieri noaptea... Adică are legătură și cu asta sau doar așa că ești vânjos? Și ieri noaptea crepa lemne pentru băieți, că au dormit afară. Și probabil de-aia mi-au dat și această înfățișare, poreclă, pot să zic. Dar este bine că se termină cu bine și ne bucurăm că mergem din nou la vila noastră. Mulțumesc mult, Ciprian! Cristina, pentru tine văd iarăși zâmbetul larg pe chip, pe față. Ești fericită? Foarte! Și tu așa ai avut o reacție la final? Da, pentru tu că... Tu la ce te gândești când ești în vârful toboganului? Eu mă gândesc la iubitul meu. Așa. Nu pot să reproduc ce au zis băieții pe aici, nu știu dacă s-a auzit sau nu. Ion, îmi dau seama cu... ce au spus, e ok. Da. Nu, mă gândesc la iubitul meu pentru că el m-a învățat să sar în piscină înainte să plec și el mi-a spus stai întinsă pe topogan pentru că l-am întrebat cum să mă dau. Iar de fiecare dată când mă dau pe acest topogan, în special pe acest traseu, chiar și pe cel galben, sus mă gândesc la el și îmi dă foarte multă putere. Și când aterizezi cu apa foc la cetă. Nu, mă gândesc acolo și la final când iau punctul, dedic lui în interiorul meu. Am înțeles. Mersi, Kiki. Felicitări. O zi bună pentru Costin astăzi. Te întreb și pe tine, tu la ce te gândești când ești sau nu te gândești la nimic? Nu, mă gândesc la nimic. De mic am fost și pe gârlă, m-am aruncat de sus, de peste unde am apucat, mai sus. La mine, la Clinceni. Nu mi-e frică, chiar nu am nicio temere de... Astăzi, care a fost cheia jocului din punctul tău de vedere, lăsând la o parte punctele tale foarte importante? Cosmin, am zis și la începutul ceremoniei, cei mai buni jucători de la echipa albastră, Mihai și cu Gabriel, iarăși ca un clasament pe care îl facem noi săptămânal sau la ultimele două săptămâni, am zis că dacă ei doi o să pierdă puncte astăzi, aici va fi cheia jocului, atunci vom la avantaj. S-a întâmplat un pic mai greu, Mihai a avut o zi mai slabă și de asta am profitat și noi. Și nu ne așteptam, sincer, nu ne așteptam și la Iulia să piardă chiar două puncte, dar fetele noastre au fost foarte bune astăzi. Și încă o chestie pe care nu au spus-o colegii mei, au avut scorul de 6-4, am avut o mică ședință acolo, la scorul de 6-4 pentru echipa albastră și am zis că ori acum, ori o să mergem la baracă și nu va fi bine deloc. Și atunci a fost clicul în care am luat 6 puncte la rând, consecutive. Mă bucur foarte mult pentru mine că mereu nimeresc ultimul. La vilă, cred că e a 5-a sau a 6-a oră care aduc punctul decisiv. De două ori am fost cu Kiki iar la ștafetă și de 4 ori cred că am fost singur. Mă bucur că pot să-l aduc și ce să zic, să mergem acasă la noi. Mulțumesc mult, Costi! Acestea au fost interviurile. Sunt bucuroși, dacă vreți, până la urmă, și războinicii, și faimoșii. Noi mergem mai departe alături de ei și alături de voi, cei de acasă. De fiecare dată, în numele vostru, eu le mulțumesc lor și în numele lor vă mulțumesc vouă. Numai bine!